Hei, hei, hei! Eu sunt Stefania Estrate, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Dragilor, tocmai am terminat de filmat haul-ul în care v-am prezentat cărțile mele cele mai noi și m-am hotărât în acest moment. O să dau startul unui nou reading vlog și știți ce o să citesc în acest nou reading vlog? Această carte super nouă, Anna O de Matthew Blake. Tocmai vă povesteam de sinopsisul acestei cărți. Foarte, foarte interesant, de altfel este vorba despre o tânără care se pare că a comis o crimă și apoi a adormit și nu s-a mai trezit timp de foarte mulți ani. O situație cu totul și cu totul neobișnuită, într-adevăr. O să încep să citesc această carte alături de voi și sunt extraordinar de nerăbdătoare să vedem despre ce este vorba aici, mai ales că a fost un pachet de PR foarte interesant. V-am arătat la haul și ziarul de, care se numește Editura 3, unde ni s-a prezentat cazul. Sunt entuziasmată și am spus, gata, acum este momentul să încep acest reading vlog. Ne auzim probabil în zilele următoare, după ce, mă rog, probabil mâine, în special după ce citesc primele 100 de pagini sau chiar mai mult. Ador, ador, avem și semn de carte. Ne auzim mâine, dar... Am început. Bună dimineața, dragilor. Să sperăm că în timp ce o să vorbesc, nu o să se apuce pormașinile. Am citit 70 de pagini din Anna O azi de dimineață la cafea și trebuia neapărat să vorbesc cu voi despre acest thriller psihologic. N-am mai citit de mult un thriller psihologic, stați să îmi deschid notițele. Așadar, acțiunea cărții noastre începe la 4 ani, la peste 4 ani, după ce un anume eveniment a zguduit lumea întreagă. O tânără de 25 de ani, Anna Ogilvy, fiica unor politicieni foarte cunoscuți, a fost găsită dormind cu un cuțit, ținând un cuțit însângerat în mâini. Amprentele erau pe cuțitul respectiv, pe hainele ei se aflau pete de sânge, pentru că alături se aflau două cadavre însângerate, înjunghiate de mai multe ori, fiind vorba despre prietenii ei cei mai buni. Anna trimisese un mesaj pe WhatsApp familiei sale în care scria: îmi pare rău, cred că i-am omorât. Cred. Partea cea mai interesantă este că în acești 4 ani Anna nu s-a trezit niciodată. Ea era pacientă la spitalul unei închisori de maximă securitate, dormind în continuare. I s-au făcut milioane de teste de către neurochirurgi, de către psihiatrii, de către toți doctorii din lume. Nu putea nimeni să-și dea seama de ce doarme. Toate analizele ei erau în regulă și aici intervine doctorul Benedict Price, un specialist în psihologia somnului. Acesta lucra la o clinică privată care era specializată în problemele de somn. Spre deosebire de alte cărți pe care le știm noi, wink wink, el nu cere să lucreze la caz. Sigur că a fost și el interesat, asemenea altor specialiști, a scris și el lucrări legate de acest caz. Mă refer la chestia asta pentru că veți, nu știu dacă a apărut încă sau va apărea curând, noua mea serie, Confruntarea cărților, așa se numește, în care încerc să găsesc asemănări și deosebiri între două cărți cu subiect comun, care provin dintr-un subgen literar comun. Și imediat când am citit, când am început să citesc Anna O, m-am gândit la pacienta tăcută. Nu știu de ce am făcut această asociere, dar aici doctorul nostru, Benedict Price, nu cere să o vadă pe Anna O, nici pentru că are el secrete, nici pentru că vrea să se dea mare și tare. Îi este solicitată prezența de către cineva foarte important, venit tocmai de la Ministerul de Justiție, pentru că autoritățile, iată, erau obligate să facă ceva în legătură cu acest caz. Anna O era ținută în spitalul unei închisori, așa cum am spus, de peste 4 ani și cineva s-a sesizat, nu mai știu exact care sunt termenii corecți, cerând ca ea să fie judecată. Fie să fie eliberată, fie să fie condamnată. Asta însemna că avea nevoie de un proces. Ei bine, cum poți să ai un proces cu un inculpat care doarme? Așadar, în secret total, era vorba despre o chestie de securitate maximă, Anna O a fost adusă la această clinică pentru a fi tratată și observată de doctorul nostru Ben, care este unul dintre naratori,
pentru că el scrisese un articol în care argumenta posibile tratamente pentru oamenii care suferă de această condiție. Tratamentele respective nu erau testate, el nu avea un răspuns clar, însă autoritățile erau disperate, considerând că trebuie să încerce și în felul acesta. Iată că se trezește Ben al nostru încercând să facă ceva să o trezească. A aflat că a reacționat în această perioadă la muzică, dar încă nu știm mai multe detalii. Învățăm mai multe lucruri și despre el. Era un bărbat de peste 40 de ani, se pare că arăta destul de bine, divorțat, soția lui fusese prima care ajunsese la fața locului în urmă cu 4 ani, atunci când Ana O a fost găsită dormind și prietenii ei înjunghiați. Între timp, soția lui a devenit detectiv de investigație, era foarte cunoscută și ea. Divorțaseră, încă nu am aflat motivul, aveau și o fică. Soția lui, Clara, avea custodie totală asupra fiicei, un lucru care îl deranja. Își dorea să aibă custodie comună și aici aș vrea să fac o mică intervenție, să vă spun că nu mi-a plăcut cum a pus el problema, pentru că s-a exprimat așa întreagăt că vai, dar soția mea care muncește atât de mult și mi-ar plăcea să aibă mai multă grijă de fiica noastră. Vorbim despre un tată care are câteva vizite pe săptămână, da? Și trebuie să ducă de câteva ori pe lună să-și ia fata de la școală și atunci când trebuie să facă lucrul ăsta întârzie. Și o lasă pe aia mică să aștepte în fața școlii cu o profesoară nu știu cât timp. Stai puțin, tu vorbești despre soția ta care a ajuns detectiv și e foarte bună în ceea ce face, care are custodie comună, deci se ocupă non-stop de copil, da? Ea cumva jonglează toate lucrurile astea și tot îi ies mai bine decât tine, dar tu ai tupeul să-i scoți ochii femeii că ce, că nu stă acasă cu copilul? Și la un moment dat spune, vai, eu cred că sunt un romantic, așa mi-ar fi plăcut să rămân în căsnicie, să mă trezesc alături de Clara în fiecare dimineață și să primesc un zâmbet. Mă, tu cumva încurci ce înseamnă romantic cu un bărbat tradițional? Pentru că eu am impresia că tu de fapt îți dorești confortul unei căsnicii în care femeia face tot și tu poți în continuare să-ți vezi de jobul tău, care este la fel de solicitant, dar fără să te simți vinovat. De ce să nu ai tu tot timpul din lume la dispoziție să te concentrezi pe carieră, având soția acasă care să se ocupe, să te aștepte la călduriță și la mâncăriță și copilul gata spălat cu temele făcute, bla bla bla, ca tu să ai șansa aceea să te joci cele 10 minute, un sfert de oră seara cu copilul, fără să te simți îngreunat de absolut nimic din ce presupune creșterea copilului. Ar trebui să aprecieze faptul că femeia aceasta reușește de 1 milion de ori să jongleze lucrurile mai bine decât el. Punct. Punct. Bun. Și mai avem o naratoare pe nume Emily. Este vorba despre mama Annie O. Așa cum a spus și ea fusese politician, o persoană destul de cunoscută. A renunțat, ambii părinți și-au dat demisia atunci când a izbucnit acest scandal. Și ea acum lucra într-o mănăstire și și-a schimbat și numele. Cert este că doctorul Ben îi trimite un mail pentru că a primit aprobare să stea de vorbă cu membrii familiei, încercând probabil să găsească multe alte detalii despre viața Anei înainte de acest eveniment. Nu răspunde cu inima liberă, nu este foarte încântată de acest nou intrus, dacă aș putea să-i spun așa, însă mi se pare un personaj interesant pentru că a spus așa niște lucruri, mai este un personaj pe nume Theo, despre care încă nu știm, poate este fratele Anei O, încă nu știm toate aceste detalii. Mi se pare foarte suspectă această mamă a Anei O. Eu nici nu știu ce să sper mai întâi. Să sper că
Ana Ou a fost vinovată, să sper că i s-a înscenat totul, pentru că părinții ei erau foarte influenți, poate i s-a înscenat totul chiar de către părinții ei, să sper că a fost o conspirație sau pur și simplu un moment de nebunie, în acest moment fiind într-o fază atât de incipientă, nici măcar nu știu ce să spun. Nu suntem la reușit să descoper misterul acestui thriller, nu o să merg pe acea rețetă, dar cu siguranță că pe parcursul vlogului o să încerc și eu să-mi dau cu părerea, oricum știți că de multe ori sunt total pe lângă. O să încerc să țin clipul cât mai ferit de spoilere, pentru că nu vreau să vă răpesc bucuria de a descoperi povestea așa cum o am și eu. Și înainte să închei această intervenție, aș vrea doar să spun că am ales pentru acest clip o zambilă care este enormă și care miroase atât de frumos și atât de puternic, încât eu cred că are puterea să o trezească acest miros sublim de primăvară chiar și pe Ana Ou. Îi dedic ei această zambilă. Da, ce să zic, este absolut fermecător mirosul acesta de primăvară. Este perioada mea preferată din punctul de vedere al florilor. Trebuie să ne bucurăm cât mai mult de ele. Dacă vă plac florile și vă aduc bucurie, nu așteptați să vi le dăruiască cineva. Eu, într-adevăr, le-am primit, dar... și primesc tot timpul flori de la soțul meu, dar în cazul în care îmi face ceva cu ochiul sau trei pe lângă niște flori, îmi cumpăr singură tot timpul. Pentru că este vorba despre bucuria mea. Dacă vă aduc bucurie, vă încurajez să vă cumpărați singure flori, chiar și singuri. Nu înțeleg de ce bărbații n-au voie să se bucure de asemenea minunății. Și o să intervin, bineînțeles, mai încolo, după ce mai descoper unele lucruri și despre personaje. Sunt atât de multe posibilități și sunt atât de curioasă. Bineînțeles că se citește extraordinar de repede cartea. Ne auzim mai încolo! Suntem mai târziu, la pagina 130, și vreau să vă mai povestesc câteva informații, ultimele pe care le voi da în acest clip. Mai departe mă voi referi doar la anumite situații și evenimente într-un mod foarte, foarte vag, pentru că lucrurile deja s-au complicat foarte tare. În primul rând că a mai apărut o naratoare, o tânără pe nume Lola, despre care aflăm că are ceva mai multe informații despre ce s-a petrecut în seara aceea de 30 august. Crimele, sau mă rog, crima s-a petrecut într-o casă de vacanță denumită Ferma. Acolo mai erau, în afară de Ana Ou și cele două victime, părinții Anei Ou, fratele ei mai mare Teo, am aflat că până la urmă Teo, da, era fratele ei mai mare, și încă două sau trei persoane care se ocupau de îngrijirea acelui loc, angajații locației. Printre ei se afla și această Lola, care venise ca un fel de consultant de sănătate, nu știm mai multe detalii, și ea alături de ceilalți a fost interogată de poliție, dar a devenit foarte, foarte interesată de toată această situație, în special pentru că a furat de acolo jurnalul Anei Ou și avea multe informații de interior despre ea. Aflăm cu ajutorul jurnalului că era o tânără destul de nefericită. Își dorea să devină scriitoare. Ea, alături de cele două victime care erau prietenii ei, au conceput o revistă și ea era cea care se ocupa de articole. Nu avea neapărat curaj să scrie un roman, însă îi plăcea mult de tot să scrie, iată. De asemenea, mai aflăm despre ea că a avut toată viața probleme legate de somn, că începând cu perioada copilăriei era somnambulă și îi era foarte frică să doarmă. Mai făcuse niște lucruri foarte ciudate în perioada somnului, inclusiv când era la internat, motiv pentru care a fost exmatriculată, și încerca să doarmă cât mai puțin și atunci când dormea se încuia în cameră, deci clar era și ei foarte frică de ce ar fi capabilă să facă în timp ce avea acele crize de somnambulism. Aflăm mai multe detalii, așa cum am spus, nu mai vreau să vă dezvălui nimic. Cert este că lucrurile se complică pentru că atunci când Ben îi povestește șefei sale, directoarea acelei clinici de somn pe nume Bloom,
îi povestește mai multe detalii, faptul că Ana era obsedată de povestea Medeei, că era obsedată de romanul cu sânge rece al lui Truman Capote. Face această directoare o legătură pe care încă noi nu o cunoaștem și se sperie foarte tare, se sperie extraordinar de tare, însă fix atunci apare naratorul X, este deja al patrulea narator, exact așa este denumit, naratorul X, care o ucide, pentru că se apropie prea mult de adevăr și a făcut ceva legături între ceva și cazul acesta al Anei O. Se pare că mutarea ei la clinică nu a fost chiar întâmplătoare, așa cum am spus la început. Și deja avem foarte multe necunoscute. Fiind la începutul romanului, am considerat că toate informațiile acestea nu sunt neapărat spoilere, însă de acum încolo voi discuta doar la modul foarte general. Mă ține cu sufletul la gură, există foarte mult suspans în această carte, totul se întâmplă foarte alert, sunt capitole scurte, deja prea scurte, știți că eu nu prea mai sunt fana capitolelor atât de scurte, în special atunci când avem atât de mulți naratori. Îmi place foarte mult scritura și cred că o să stăm așa cu sufletul la gură până la finalul cărții. Ok, mă întorc la citit. Vă pup! Bună ziua! Suntem multe, multe, multe ore mai târziu și am ajuns la pagina 350. Mai am 170 de pagini. Să știți că se citește extraordinar de ușor. Un thriller psihologic care până acum îmi place foarte mult și va rămâne unul de referință dacă finalul mă va mulțumi. Până acum îmi place tot, îmi place cum e scris, îmi plac personajele, îmi place premiza, este foarte interesant, foarte diferit față de cărțile pe care le-am citit eu până acum cel puțin și chiar poate să devină una dintre acele cărți pe care o voi menționa foarte des pe canal. Însă, așa cum am spus, depinde foarte tare de final, pentru că deja miza este foarte mare. A ridicat, cum se zice, a ridicat ștacheta autorul foarte mult prin tot ce am aflat până acum. Și dacă rezultatul o să fie atunci se anulează, nu tot, dar o mare parte din entuziasmul pe care l-am eu. Așadar, acestea fiind spuse, vreau să vă mai spun doar câteva lucruri, ca să aibă logică, într-un fel, cartea. Nu vă dau niciun spoiler. În primul rând, am aflat încă de la început, dar am uitat să menționez, faptul că numele personajului principal și al cărții, Ana O, vine de la numele unei paciente pe care a avut-o Freud. Și este legat tot de acest subiect și mi s-a părut foarte, foarte mișto. Eram foarte curioasă dacă are un background în psihologie, autorul. Se pare că nu. Îmi place foarte mult cum s-a concentrat pe acest subiect legat de somnambuli, de ce se întâmplă în subconștientul nostru, de faptul că mintea este diferită de creier. Mi se pare un lucru extraordinar și mi-ar plăcea să aflu mai multe detalii despre acest subiect. Cert este că acum aflăm că Ana O s-a băgat în niște chestii destul de ciudate înainte de tot. Nu cred că a fost un eveniment care pur și simplu a survenit, pentru că ea a fost somnambulă și a simțit nevoia să-și ucidă cei doi prieteni. Cred că ceva mult mai grav s-a întâmplat, dacă nu a fost influența al cuiva la modul fizic, a fost influența al cuiva la modul psihic, cu siguranță. Și asta spun pentru că încă de la început aflăm, dar nu am știut eu să dau importanța acestui amănunt, de-aia nu v-am zis mai devreme, despre un alt caz al unei femei care la fel a ucis și a ucis cei doi copii vitregi, deci fiii soțului ei, la fel în somn, așa a spus ea, că nu a știut chestia asta. Și avem de-a face și cu copilul ei din prima căsnicie, copilul ei biologic. Aici s-ar putea ca lucrurile să fie destul de previzibile, să vedem dacă voi avea dreptate sau nu.
Nu o să zic nimic cu voce tare la cameră, dar dacă voi avea dreptate, o să vă zic că am avut dreptate, dacă nu, nu. Să sperăm că nu sunt previzibile, eu nu-mi doresc să mă fi prins de absolut nimic. Ne apropiem foarte, foarte tare de momentul adevărului, deși mai avem ceva de citit, însă este o carte care chiar te ține în suspans, chiar te ține cu sufletul la gură, chiar nu te lasă să o părăsești, chiar dacă uneori sunt niște momente din astea mai intense și simt așa nevoia să fac o mică pauză, sunt nerăbdătoare să aflu ce s-a întâmplat. Nu-mi pot imagina, pot doar să-mi dau cu presupusul și să ghicesc așa câteva aspecte ale situației, dar nu pe ansamblu. Ne vedem mai încolo. Am terminat cartea. Nu vreau să zic nimic, nu vreau să dau niciun spoiler, pentru că trebuie să citiți. Mai aveam 50 de pagini și la un moment dat aveam impresia că o să fiu foarte dezamăgită. Foarte, foarte dezamăgită, mai ales că la începutul vlogului am spus ceva și mă gândeam, Doamne, care ar fi ironia sorții, Dumnezeule, cum să fie asta rezolvarea? Nu vreau să vă spun nici ce am spus la începutul vlogului, nu vreau să vă prindeți, dar m-am gândit, nu se poate așa ceva, am făcut o pauză și am spus, nu, eu nu pot să fac față unei asemenea situații, unei asemenea dezamăgiri. Dar, de fapt, mi s-a confirmat, la final, că am avut dreptate. Dacă integram cartea la Reușesc să descoper misterul acestui thriller, aș fi descoperit o foarte mare parte din acest mister al acestui thriller. Dar, da, chiar am avut dreptate. Foarte mișto finalul. Foarte, foarte mișto. Neașteptat, într-adevăr, și eu când eram pe la jumătate și mi-a venit așa ideea asta, zic, mă, dar nu, că ai că sunt nebună. E chiar că ai că sunt nebună să mă gândesc la așa ceva, înseamnă că sunt paranoia. Am luat o razna, zic, cum să mă ducă mintea la așa ceva? Dar m-a dus mintea fix unde trebuie. Și mi s-a părut foarte interesant finalul. Un final foarte diferit față de ce vedem noi de obicei în thrillerele psihologice. Am rămas așa cu o dorință mare să citesc Cu sânge rece de Truman Capote, pentru că este menționată de multe ori cartea aici. Matthew Blake a lucrat ca scenarist la BBC, a fost cercetător și autor de discursuri pentru Parlamentul Britanic și un foarte mare fan al filmelor lui Hitchcock, pentru că așa era și personajul nostru Ben, îmi imaginez eu. Și mă așteptam să fi avut ceva studii în psihologie, în orice caz mi-a plăcut foarte mult partea pe care s-a axat și mi-a plăcut foarte mult cartea. Mi-ar plăcea să vă dau mai multe detalii, dar nu am să fac lucrul acesta așa cum am promis, dar sigur o să ne auzim noi și o să discutăm pentru cine a citit cartea. Vreau să-mi spuneți dacă ați citit cartea. Dacă da, ce părere ați avut în linii mari despre final? V-a convenit? Mie mi-a convenit după ce m-am speriat. Mi-a convenit și chiar mi-a plăcut mult de tot finalul. Dacă vă interesează, să nu vă sperie, încă o dată vă spun dimensiunea, pentru că se citește foarte repede. Dar ce m-am speriat că nu o să-mi placă, ce m-am speriat! Da. Așadar, vă rog să-mi spuneți în comentarii și să-mi spuneți ce thriller ați citit în ultima vreme, dacă v-a plăcut ceva în mod deosebit. Ca de obicei vă spun că feedback-ul vostru este foarte important pentru mine, așa că sper că o să ne auzim în comentarii. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Am să las cartea în descriere, în cazul în care vreți mai multe informații, tot acolo veți găsi și adresa căsuței mele poștale, în cazul în care vreți să-mi trimiteți ceva și, bineînțeles, link unde puteți deveni membri ai canalului și unde puteți participa la clubul de carte lunar și, bineînțeles, unde veți avea parte de conținut exclusiv. Vă mulțumesc foarte, foarte mult, sper că v-a plăcut reading vlogul, n-am mai făcut de mult un reading vlog. Ne vedem data viitoare! Pupipa!